Aveam ieri o discuție cu un antreprenor care se mulează în zona asta de 3 ani de zile și analizam vânzările și i-am zis într-un următor, bă, ok, au mers vânzările bine, știi ce întrebare trebuie să spui, prima întrebare? Păi câți bani am în casă, zice, nu, de ce? Dacă nu te întreb de ce au mers vânzările bune, bine, luna asta, e o problemă. Păi și dacă au mers prost, la ce mă întreb? Aceeași întrebare, ți-o pui și dacă am mers prost. Și întotdeauna te uiți la potențial, pentru că s-ar putea să ai o lună care merge prost, dar potențialul să fie acolo și atunci deciziile trebuie să le iei radical diferit, total diferit. Da? Sau să-ți meargă bine, dar potențialul să fie în jos. Și iarăși trebuie să iei alte decizii și să te reflectezi. Crezi că informațiile pe care le-ai auzit te vor ajuta să eviți greșelile pe care eu sau Andy le-am făcut la început de drum? Am petrecut cu Andy Secheli mai mult de 90 de minute, timp în care am analizat, combătut și structurat peste 25 de provocări de importanță majoră pentru un antreprenor aflat la început de drum. Urmărește întreg materialul pe canalele de Facebook și YouTube ale Termene.ro. Fă-ți cont gratuit pe Termene.ro. Acum ai acces la datele de contact ale tuturor firmelor din România și la bilanțul pe 10 ani. O singură platformă, toate datele. Termene.ro. Consultantul tău personal de business.